Dinel Gheorghevski în poziție de centrare. Centrează Gheorghevski pe colțul lung, așteaptă și șutează Paul Pârvulescu. A ușut peste poartă. E o șansă și pentru Paul Pârvulescu, faptul că nu este tănase în teren, primește Paul Pârvulescu șansa de a juca în poziția sa favorită de mijlocaș stânga, Gantă. Stanciu, poziție de centrare, Stanciu driblează, continuă driblingul, excelent, Stanciu pătrunde careu, Stanciu centrează în fața porții, gol! Federico Piovacari este primul gol la Steaua pentru italianul Piovacari, 1-0 pentru echipa lui Regeca, minutul 24 la Skopje. Este descătușarea italianului Piovacari cu adversar pe el, mingea se duce până la urmă în poartă și iată, Regeca continuă să câștige, poate să ajungă în grupele Champions League. Piovacari n-a fost, iată, Piovacari nu a fost offside, minge care ajunge aproape de Pârvulescu, ce a încercat italianul, primește aplauze chiar și de la suporterii macedoneni pentru acea foarfecă, s-a așezat perfect pentru foarfecă Federico Piovacari. A fost foarte aproape de a marca golul 2 în acest minut 29. Super formă arată Federico Piovacari, criticat pe nedrept pentru că demonstrează astăzi că e fotbalist. Parte pentru Stanciu. Stanciu l-așteaptă pe Bourceanu, urcă în banda stângă și primește Pârvulescu. Pârvulescu, omul cu șutul puternic, pasează pentru la top de vici mai departe. Pârvulescu a primit această minge pentru Gheorghevski. Macedoneanul la un pas de a marca la el acasă. Iată-l pe Nicușor Stanciu, foarte bun acest Nicușor Stanciu în debutul de meci. Nicușor Stanciu, pătrunde careu, Nicușor Stanciu, bară! Nicușor Stanciu și rămâne 1-0. Ce ocazie fantastică are Steaua în acest minut 36. A vrut să fie erou Nicușor Stanciu, a vrut să fie spectaculos, a vrut să demonstreze că această echipă joacă și spectaculos. A fost doar bară până la urmă. Pătrundere însă excepțională a lui Stanciu, un jucător care acum un an dădea gol pe San Siro împotriva lui Inter în tricoul Vasluiului. Adipopa continuă cu o pasă în spate pentru Bourceanu, are posibilitatea unui șut, Bourceanu fentează, continuă cu pasă pentru Piovacari. Piovacari, șutul său este prins însă de portarul Pavlovici. S-a înșurubat bine Piovacari, însă șutul său a fost pe direcția portarului. Dacă va continua așa Piovacari, Nicolic se va obișnui pe banca de rezerve să urmărească execuțiile lui Piovacari. Se dea această dată a lui Petrov. Pasează în banda dreaptă Petrov. Centrarea este pentru Kostovski. Gol! Scăpat o singură dată Kostovski. Iată ce înseamnă un atacant de valoare. Foarte frumos plasat balonul trimis de Jovan Kostovski. Centrarea bună a lui Jimenez și finalizarea lui Kostovski. Gol luat de Steaua în ultimele secunde ale primei reprize. Rezultatul însă e în continuare mulțumitor la general. Acele două vârfuri au lucrat la această fază, cum și la Steaua, Nicușor Stanciu și Piovacari, aici Filip Petrov și Kostovski. Kostovski, 1-1, cel mai important jucător, primit o lovitură de cap foarte, foarte bună. Vedem cât de bine plasează. Da, lângă bară. E o greșeală a lui Sucala, pentru că nu avea de ce să fie Kostovski în duel 1-1 la o fază de asemenea gen. Opa, încearcă și el să găsească o poziție. Șutul bun a lui Latovlevici scoate portarul Igor Pavlovici. Aleargă același responsabil cu loviturile fixe. Alexandru Bourceanu să execute lovitura de la colțul terenului. Terne pe acest stadion este Pancer. O centrare în forță, în careu, reluare pe lângă poartă. Ce ocazie! Foarte periculos Kostovski. Din nou Kostovski reușește să fure un timp în fața fundașilor steliști. Pătrundere bună în banda dreaptă a lui Relici. Și din nou Kostovski lăsat, uitat. Trecerea de Tătărușanu putea fi gol. Da, și foarte nervos Acostoico, care cerea și el mingea undeva pe colțul scurt. A fost o centrare din fericire pentru noi ratată. Gabiancu la prima atingere, foarte bun în Supercupă. Iată la cum pe Adipopa și scoate excelent. Replica stelei vine foarte rapid. Adipopa cu acest șut care îl întinde pe muntenegreanul Pavlovici.
Borceanu, prelungirea lui Iancu, care a fost acolo ținut, continuă Stanciu într-o poziție bună, vine la Toplevic, Stanciu continuă cu un șut violent, însă portarul Pavlovic era bine poziționat, Sânsoare și pot pleca pe contraatac, o pasă cu exteriorul foarte bună pentru Acostoico. Stoicov, 1-1 cu Borceanu, Stoicov continuă spectaculul, Stoicov pasează în centru, vine Pintili și până la urmă Steaua scapă, are mari probleme la Toplevic în centrul careului, stântă spectaculoasă. Da, și vedem și finalizarea lui Filip Petrov cu călcâiul aici, Tătărușanu apără foarte bine colțul. Din nou nu s-a înțeles cu Iovan Kostovski, trebuie să ține mingea, dar vine din spate foarte bine la Toplevic, șutează, șutul este deviat, se duce puțin pe lângă poarta lui Pavlovic. Ce șut periculos a trimis la Toplevic, Iasmin la Toplevic, vedem execuția deviată, îl păcălește pe Pavlovic, se duce pe lângă poartă. Borceanu, centrare în care o reluare peste poartă. N-a fost rea lovitura de cap a lui Lucas Sucala. E important să-l ai acolo și pe Iancu, l-am văzut. Pasă pentru Adi Popa, Adi Popa 1-1, Adi Popa șutează. De această dată n-a fost bară. Bundă pe partea dreaptă, se uită, se oprește. Vine centrarea în careu pentru Nicolici. Nicolici, reluare pe lângă poartă. Examen al coeficienților care ne arată că putem fi cap de serie în Europa în continuare. Centrare bună pentru Stanciu. Șutul său pe centru, fără probleme. În cealaltă parte, Jimenez lasă mingea aceasta și un șut al lui Kostovski. A cinciarului Slatko Tanevski în brațele lui Tătărușanu. Haideți să vedem viteza lui Adi Popa. Adi Popa lângă el Cicarski. Adi Popa câștigă până la urmă această minge. Vine foarte tare Borceanu. Borceanu este singur în centru care lui. Borceanu! Gol! Minutul 72. Alexandru Borceanu, capitanul Stele, inima echipei, reușește să înscrie. Ce bine a gândit Adi Popa, ce bine a venit Borceanu, ce frumos a marcat Steaua, 2-1 la Skopje. Întâlnire pentru Gheorgheschi, nu este offside, să vedem centrarea lui Daniel Gheorgheschi. O centrare pentru Nicolici, se demarcă Nicolici în brațele lui Igor Pavlovici. Continuă Stanciu, este în careul macedonenilor, este aglomerație mare acolo și scoate la Toplevici. Șutul lui Gabi Iancu prinde până la urmă Pavlovici. Macedonenii parcă au dezarmat total, arată ca o echipă descumpănită. Eliminarea în fața Stelei. Iancu nu e cea mai bună preluare, însă mingea ajunge la Nicolici. Vine și Răduț, pasă pentru Stanciu. Stanciu într-o poziție bună. Stanciu driblează în continuare. Stanciu, bară! Continuă Stanciu, a doua bară a Stelei. Și a doua bară a lui Stanciu. Atunci când nu joci meciuri amicale, pentru a nu se accidenta jucătorii, nu poți să ai pretenții la performanță. Noi revedem super șutul lui Nicușor Stanciu, mijlocașul stelist. Încearcă golul egalizator. Kostovski scapă singur cu Tătărușanu! Și acum o minge din nou în careu, scăpat Kostovski. Din punct de vedere fizic, Kostovski a dominat careul Stelei. Un nou șut la poarta lui Tătărușanu. Continuă asaltul lui Vardar. Minge peste poartă, apără Tătărușanu. Timian și este în continuare pentru că, iată, portarul stelist a reușit aici să blocheze și probabil să aducă victoria Stelei. Dar cu 2-1, o victorie a Stelei mai clară decât o arată scorul. Steaua a jucat bine și a reușit din nou să câștige a patra victorie consecutivă din noul sezon pentru băieții lui Regecamp. Noi suntem Dan Ionescu și Ion Alexandru. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe ProTV. Nu uitați, mâine 19:30, Bayern München, Barcelona pe sport.ro. La revedere!